apropie de pragul caniculei în vestul și în sudul României. Puteți să scanați codul QR de pe ecran și veți afla prognoza detaliată în majoritatea orașelor din țara noastră. Deocamdată atât. Mai multe vorbim la știrile prânzului. Să aveți o zi liniștită. La revedere! Mulțumim, Florin! Mersi, Florin! Doamnelor, domnilor, aici se încheie primele știri ale zilei. Rămâneți cu ProTV, începe imediat Vorbește Lumea, iar de la 20:30 nu pierdeți Las Fierbinți. Mâine dimineață de la 7 fără 3 minute vă revedeți cu Roxana Hulpe și Cosmin Stan. Până atunci, sănătate multă și să vă meargă cât mai bine. O zi frumoasă, să aveți, la revedere!